Probă de microfon. E bine, se aude din câte văd. Este 19 și 15. Așa cum v-am obișnuit, o să aștept până la și 16, când cu un minut, în așa fel încât să poată ajunge toată lumea și să putem să îi dăm drumul. Ne-am adunat așadar astă seară aici ca să discutăm despre cum anume eliberăm emoțiile negative. Ideea de negativ implică, într-o anumită măsură, dualitate. Dacă există negativ, înseamnă că există și pozitiv. Am scris negative atunci când am ales tema pentru astăzi, asumându-mi această dualitate implicată, în așa fel încât să fie clar despre ce anume discutăm. Apar emoții în viețile oamenilor care sunt asociate disconfortului și, în general, oamenii sunt foarte departe de a experimenta o relație armonioasă cu aceste emoții. Motiv pentru care, dat fiind faptul că în ultimii aproximativ 5-6 ani, focusul meu a fost pe a antrena o relație armonioasă cu aceste emoții, la care tindem să facem referire prin cuvântul negativ, și de a le permite acestor emoții să plece cu totul, să fie curățate din structurile noastre profunde, și am văzut că se poate și am experiență în direcția aceasta, am zis să împărtășesc cu voi cum anume se poate face acest lucru. Pentru început o să definim puțin emoția și salut, Gabriela, aveți acolo secțiunea de chat, puteți să o folosiți fiecare dintre voi și să adresați întrebări. Dați și un like acestui live și suntem gata să-i dăm drumul. Emoția, așadar, este o acumulare de gânduri. Unde are loc această acumulare? Ei bine, la nivel mental. Ce este însă mintea? Mintea este o energie colectivă și numai colectivă în relație cu care intră creierul. Și în relație cu care intrăm noi și esența a ceea ce suntem noi, prin intermediul creierului. Deci emoția, în ciuda faptului că este în general făcută distinția emoțional-mental, emoția este totuși amplasată la nivel mental. Ne putem imagina cum. Dacă am avea un bol cu bomboane și bolul este plin cu bomboane, o bomboană din bolul respectiv este un gând, pe când tot bolul cu toate bomboanele la pachet este o emoție. Fix în felul acesta, o emoție este acumulare de gânduri, exact așa cum în acel bol putem avea o acumulare de bomboane. Sau un alt lucru pe care ni-l putem imagina este curgerea unui râu. Și într-un anume loc este căzut un boștean pe fluxul râului. Acolo, apa când întâlnește boșteanul, generează o acumulare și ulterior trece și mai departe, dar are loc o acumulare temporară. E bine, fix la fel. În momentul în care, la nivel mental, noi ne-am atașat de un gând,
acel gând s-a transformat în poziționalitate. Este ca și cum am tăiat bușteanul și el a căzut pe albia râului, iar asta conduce la o acumulare. Sau ne putem imagina pur și simplu cum ața este sub forma unui fir lung nebobinat inițial, dar noi alegem să prindem un capăt al acelui fir și să-l bobinăm. Ei bine, firul respectiv bobinat este o emoție. Acesta este felul în care îți recomand să te raportezi la emoții. Cert este că apar pe parcursul vieții noastre de zi cu zi tot felul de experiențe care au asociat și o componentă emoțională prin prisma atașamentului. În momentul în care acele emoții apar, ceea ce tindem noi în general să facem ca oameni este să suprimăm sau reprimăm acele emoții. Suprimatul este ceva inconștient, pe când reprimatul este ceva conștient. Adică ce vreau să spun este că noi putem să băgăm la cutie sau sub preș emoții, fie conștient, fie inconștient, dar totuși fenomenul să aibă loc. Ne putem imagina că luăm acel ghem de ață și îl băgăm sub un covor în camera în care noi ne aflăm, după care spunem că ghemul de ață a dispărut. Ceea ce este fals, ghemul de ață continuă să fie acolo sub covor, în ciuda faptului că noi nu-l mai vedem. Sau și mai simplu de băgat sub covor sau sub preș este mizeria, praful. Noi adunăm praf de prin toată încăperea și tot felul de deșeuri, pe care ca să nu le mai luăm și le ducem la gunoi, că e un efort, să avem niște lucruri de făcut în direcția asta, putem să luăm praful respectiv și pur și simplu să-l băgăm sub preș. Ceea ce nu este recomandat, fiindcă în timp se tot adună praf acolo sub preș și tot adunându-se, la un moment dat o să ne dea cu virgulă. Ca să nu facem greșeala pe care am tot făcut-o până acum noi ca umanitate, ne putem deschide spre o nouă perspectivă. Da? Dar până să intrăm, cam aceasta introducere, până să intrăm mai adânc în miezul problemei, o să vă rog pe cei prezenți să vă folosiți puțin de secțiunea de chat și să-mi spuneți dacă e totul clar până aici, dacă merg lucrurile, dacă ne auzim, dacă ne vedem, dacă sunteți gata să intrăm mai în profunzime spre cum anume ne eliberăm de emoțiile negative și o să aștept câteva secunde, fiindcă există acel delay pe live, după care continuăm. Bună seara, Cosmin, zice Mihaela. Bună seara, Mihaela. Totul este clar. Bună seara, Rodica. Bun. Deci ne vedem, ne auzim, totul e clar și sunteți pregătiți. Bun. Acum. Să luăm exemplul furiei. Este relevant pentru început să devenim conștienți și de faptul că o emoție, cum ar fi furia, este o energie independentă de reacțiile cu care acea emoție vine la nivelul trupului fizic. E drept că atunci când este experimentată o emoție, sunt experimentate diverse senzații și la nivelul trupului fizic, însă emoția nu este senzațiile de la nivelul trupului fizic, ci emoția este, așa cum am descris până aici, acumulare mentală, acumulare de gânduri. După ce am înțeles aspectul ăsta, în momentul în care este experimentată o emoție, primul pas
este acela în care ne amintim de această diferențiere și ne dăm voie să o observăm puțin. Observând această diferențiere, acesta constituie un prim pas care ne ajută în a elibera acea emoție negativă, fiindcă ne concentrăm pe ceea ce numim emoții negative, fiindcă, într-o primă fază, nu are rost să ne batem capul cu emoțiile pozitive, adică dacă experimentăm bucurie, fericire, plăcere și așa mai departe, extaz sau mai știu ce alte emoții pozitive există, putem să deschidem o fișă acum și psihologii le-au îndosariat cu siguranță, dar dacă experimentăm o emoție pozitivă, putem să ne dăm voie ca pur și simplu să o experimentăm. Nu trebuie să facem nimic cu ea. Atunci când însă vorbim de o emoție negativă, cum ar fi rușine, frică, dezgust, furie sau orice altceva, atunci tot ceea ce discutăm astăzi aici este relevant. Și primul pas, da, este să ne amintim că emoția este energie care intră în relație cu trupul fizic și să le observăm pe cele două dintr-o dată. Adică să devenim conștienți de faptul că ne aflăm în prezența unei energii care conduce și la niște reacții fiziologice, însă acea energie emoțională nu este totdeauna cu reacțiile fiziologice. Acum, după ce am bifat acest pas, putem să mergem mai departe. Și lucrurile pe mai departe tind să fie fix opusul, să zicem, acelor lucruri pe care ne-am obișnuit noi să le facem până acum. Adică dacă o luăm fix pe dos decât ce facem, atunci ajungem într-o postură care ne permite să le dăm voie acestor emoții negative să plece și să ne dăm voie să nu mai fim agățați sau atașați de ele și odată cu asta să scurtăm durata de timp în care o emoție negativă este experimentată. Pentru că ele vor continua să apară, dar noi dacă venim din postura aceasta, ne va fi mult mai ușor să le dăm voie să curgă spre evaporare, spre fluidizare. Numai că, pentru ca să putem să facem pe dos decât facem deja cu emoțiile în momentul ăsta, este necesar să avem un anume grad de conștiență cu privire la ce facem acum. Și o să vă adresez vouă întrebarea, dacă vreți puteți să folosiți secțiunea de chat și să răspundeți, dacă nu puteți să răspundeți fiecare pentru voi. Cei care, o parte din cei prezenți, știți deja din alte contexte care sunt recomandările mele cu privire la emoții și atunci ar putea să aveți deja un antrenament. Însă cei care sunteți prezenți pentru prima dată la o astfel de sesiune și n-ați mai luat contact cu emisiunile pe care le-am făcut sau nu sunteți în Academia Fericirii și așa mai departe, dați-vă voie să răspundeți sincer la cum anume vă raportați voi la o emoție negativă în momentul acesta, adică ce faceți efectiv cu ea. Și o să vedeți că șanse foarte mari sunt că atunci când este experimentată o emoție negativă, să fugiți de ea într-un fel sau altul. Iar fugitul ăsta de emoția negativă poate să arate puțin nuanțat de la om la om, în sensul că cineva o să fugă de emoția negativă accesând o substanță cum este alcoolul. Iau exemplul ăsta fiindcă este unul cu care putem relaționa foarte ușor fiecare dintre noi, în sensul că sunt șanse mari să fi intrat în contact cu alcoolul măcar vreodată în viața noastră, adică să-l fi consumat sau să fi văzut cum anume relaționează alți oameni cu alcoolul în zona de dependență și nu numai. Dacă cineva începe să se drogheze, că este o formă de drog, este un drog
alcoolul, da? În momentul în care este experimentată furie, dezgust, rușine, disconfort, frică și așa mai departe, atunci, pe moment, problema pare rezolvată. În sensul că alcoolul conduce la niște reacții fiziologice diferite și acea emoție ajunge să nu mai fie experimentată fie deloc, fiindcă intrăm în acea stare de uitare, de visare, de inconștiență, într-o anumită măsură, fie să mai fie experimentată foarte puțin. Putem lua situația mai puțin care implică o dependență mai mică, să zicem așa, orice dependență e dependență, dar să ne imaginăm situația în care, de exemplu, cineva este furios și nu se duce la alcool, ci pune mâna pe telefon și sună pe cineva apropiat și începe să vorbească cu persoana respectivă vrute și nevrute. Prin faptul că ne-am concentrat atenția pe altceva și fluxul mental pe altceva, pe dialogul cu acel om, emoția furiei sau fricii sau disconfortului sau rușinii sau dezgustului a fost suprimată, a fost băgată sub preș. Ideea este că atunci când o băgăm sub preș, ea continuă să fie acolo, exact așa cum și gunoiul băgat sub preș continuă să fie acolo, chiar dacă nu-l mai vedem. Altcineva se poate duce în direcția mâncării. Uneori relația cu mâncarea și motivul pentru care sunt experimentate astăzi atât de multe probleme legate de alimentație se leagă strâns de felul în care oamenii relaționează cu emoțiile. În sensul că dacă introducem stimul la nivel de papilă gustativă, mai ales stimul plăcut, da, dulce, sărat, ceva care crânță, un chips și așa mai departe. Faptul că ne mutăm atenția imediat pe acei stimuli ne face să nu mai fim la fel de mult atenți pe emoția pe care o experimentam și în felul acesta am suprimat-o. Și exemplele pot continua. O altă variantă celebră de suprimare este cea în care dăm drumul la Netflix. Pornim Netflix-ul, sau HBO Max sau Disney Plus sau bla bla bla, nu facem reclamă la vreuna dintre ele, da? Sau punem pur și simplu un film sau un filmuleț de pe YouTube sau o melodie în momentul în care avem o stare și nu știm ce să facem cu ea, un disconfort, da? O emoție negativă. Nu știm ce să facem cu ea și a ne concentra pe altceva, a ne concentra pe un film sau un podcast sau mai știu eu ce, poate să se prezinte drept o variantă foarte bună prin care emoția respectivă să fie suprimată sau băgată sub preș. Prin urmare, aici am discutat puțin pasul 2, fiindcă este necesar să ne propunem să nu mai intrăm în el. Mecanismul este automat și se va prezenta, vă spun din capul locului, ca destul de dificil să și facem lucrul acesta. Adică noi putem să ne propunem acum, pe data viitoare, nu mă mai duc înspre alcool, mâncare, ciocolată, Netflix, discuții la telefon cu altcineva sau mai știu eu ce, lista poate continua. Și o să încerc să urmez acești pași, fiindcă nu e așa, vreau să eliberez emoțiile astea negative. Bun. Și te invit să accepti din capul locului și să știi că nu e ceva greșit la tine, este faptul că nu o să-ți iasă din prima. Este foarte puțin probabil să-ți iasă din prima, fiindcă mecanismul este unul care funcționează automat. Asta nu înseamnă că suntem condamnați ca pe viață să fim incapabili să eliberăm emoțiile negative, altfel n-am mai fi aici, da? Deci nu e vorba de o condamnare, ci este o invitație de a accepta faptul că cel mai probabil la început nu o să ne iasă, dar treptat o să devenim tot mai conștienți de pașii aceștia și o să ne găsim în postura în care îi putem bifa pe rând, pe fiecare în parte, atunci când contextul o permite. Prin urmare, pasul 1 pe care l-am punctat până aici este acela că suntem invitați să conștientizăm că emoția este și energie și reacție fiziologică, adică simțim ceva și la nivelul trupului fizic, dar conștientizăm că în același timp vorbim de o energie care nu este neapărat fizică.
Și mai apoi să devenim conștienți că ne apucăm în general să suprimăm printr-o variantă sau alta și să ne oprim din a o mai face, să ne amintim acest lucru. Întrebarea care apare este bună. Nu mai fac ce făceam până acum, nu mai suprim, dar totuși ce fac cu ea? Ideea este că orice emoție apare ca să fie trăită. Orice emoție apare ca să fie experimentată. Și nicio emoție nu ține la infinit. În sensul că dacă tu îți dai voie ca atunci când simți furie, frică, disconfort, dezgust, rușine și orice altă emoție căreia îi spunem, îi atribuim eticheta de negativă, îți dai voie să zici, ok, ia stai așa puțin. Vorbim de o energie și de o reacție la nivelul trupului fizic. Pot vedea asta. Ce îmi vine să fac? Îmi vine să pornesc televizorul. Hai să nu pornesc televizorul de data asta. Și să-mi dau voie, preț de măcar câteva minute, să stau cu starea aceasta, amintindu-mi că mi-a zis mie cineva la un moment dat că starea nu durează la infinit, e doar o stare și dacă îi acord puțin atenție și nu mă mai agăț de ea, în momentul respectiv, acea energie poate să curgă prin mine spre evaporare. Acesta ar fi așadar pasul 3. Dar pasul 3 prezintă nuanțe multiple și ne putem concentra asupra fiecărei nuanțe în parte. Un alt lucru pe care îl putem face în pasul 3 este să ne deschidem sau să ne propunem să îi spunem un bun venit acelei emoții. Vă spuneam la începutul întâlnirii noastre că să facem pe dos decât făceam. Adică, până acum, în momentul în care apărea emoția, reacția noastră era asemănătoare cu a închide ușa în nas, emoții. Imaginează-ți că vine cineva, sună la tine la ușă, deschizi ușa, vezi că e acolo și buf, îi izbești ușa înapoi în nas și te duci și îți vezi de ale tale, l-ignori. Acest lucru în relația cu emoția nu este sănătos și probabil nu este sănătos nici în relația cu alți oameni. La fel cum sănătos este ca în relația cu alți oameni, când un prieten îți sună la ușă, chiar dacă ești ocupat și poate n-ai chef de el în momentul respectiv, să-l poftești totuși cu respect în casă și dacă într-adevăr ești ocupat, să porți un dialog cinstit cu omul respectiv și să-i spui că în momentul acesta te-a prins într-o situație nepotrivită, că nu ai neapărat chef de vorbă și așa mai departe, să fii deschis, dar politicos. E bine, fix asta poate să ajute și ajută și în cazul relației cu emoția. Adică, atunci când emoția se prezintă, indiferent de natura ei și chiar dacă nu ne place, suntem invitați să fim un pic mai politicoși și mai deschiși și să o conștientizăm ca fiind și să ne dăm voie să încercăm măcar să stabilim o relație cu ea, chiar dacă asta nu ne place pe momente. Aici e, cum să zic, e scepticismul, e paradoxul, e nedumerirea, fiindcă tindem să nu înțelegem sau să ne fie greu să acceptăm că acest disconfort de moment este cu adevărat util și relevant și că ne ajută în direcția evoluției noastre, în direcția creșterii spirituale, dar și în direcția eliberării emoțiilor. Ne este dificil să înțelegem de ce a procesa acea emoție, chiar dacă e un disconfort, e recomandat și mai de folos decât să închidem emoției ușa în nas. Ei bine, motivul reiese și din alegorie, da? Că dacă izbești ușa cuiva în nas, el devine și mai nervos, de fapt. Chiar dacă, poate tu nu ești conștient de cât de nervos e el, dar data viitoare când te vei întâlni cu omul respectiv, s-ar putea să sară direct la bătaie. E bine, fix la fel și emoția suprimată
de mai multe ori, în momentul în care apare, adică e închis ușa nas și astăzi, și mâine, și poi mâine, ea devine din ce în ce mai agresivă pe fundal, tocmai prin prisma faptului că nu i-ai acordat atenție și nu ți-ai dat voie să o procesezi conștient. De aceea, invitația pentru tine este să-ți dai voie să intenționezi și o să și reușești treptat exersând lucrul acesta, să stai puțin cu emoția în momentul în care apare, chiar dacă nu-ți place, doar ca să vezi ce se întâmplă. Că e doar o emoție, ce se poate întâmpla? Da? Nu se întâmplă nicio tragedie. Și o să vezi că stând puțin cu emoția respectivă, treptat o să conștientizezi că de fapt te simți din ce în ce mai bine în viața ta în ansamblu și nu din ce în ce mai rău. Cu alte cuvinte, nu te invit să mă crezi pe cuvânt. Și nici să faci lucrurile astea că am zis eu sau fiindcă o zis-o altcineva. Ci te invit să o vezi doar ca pe o perspectivă cu care poți exersa. Dacă tu ești în momentul acesta mulțumit de felul în care relaționezi cu emoțiile în viața ta de zi cu zi, atunci cel mai probabil nu erai prezent la acest live. Asta ca să și glumim puțin. Dacă există o nemulțumire și conștientizezi faptul că este loc de îmbunătățit atunci când vine vorba de relația cu emoția, atunci dă-ți voie să experimentezi și această variantă descrisă în live-ul de astăzi. Și confirmă-ți pentru tine, fără să mă crezi pe mine și fără să crezi pe nimeni altcineva, cum funcționează sau nu funcționează varianta aceasta pentru tine. Doar asigură-te prin prezența ta aici că ai înțeles cum se face și despre ce e vorba și mai apoi aplică recomandarea în așa fel încât să poți să vezi ce se întâmplă. Din experiența mea, în momentul în care unei emoții se spune bun venit chiar dacă e neplăcut, ne dăm voie să o experimentăm măcar cu câteva minute în plus față de cât o făceam în trecut, când intram direct pe mecanismele suprimării și reprimării. Și pe cât posibil adoptăm o postură de observator în relația cu acea emoție, dar renunțând la orice dorință de a vrea să o controlăm, schimbăm sau modificăm în vreun fel, în acel moment emoția pleacă. Știi care e skepsisul? Orice emoție apare ca să fie trăită, asta am zis deja. Dar pe lângă faptul că orice emoție apare ca să fie trăită, orice emoție vrea să-și urmeze cursul firesc și să plece. Motivul pentru care furia persistă, frica persistă, este acela că tu te-ai agățat de ele. Te-ai agățat de acea energie, fără să-ți dai seama că te-ai agățat de acea energie. Și prin intermediul live-ului de astăzi, te invit să accepti și să-ți reamintești că te-ai agățat de acea energie, să-ți dai seama că te agăți de ea și asta o face să persiste. Este ca și cum imaginează-ți că trec obiecte prin fața mea, da? Și tot trec, câte unul, câte unul, câte unul, și ele în mod firesc trec atât timp cât eu nu intervin. Dar în momentul în care trece un astfel de obiect, eu fac așa. Și aici e generată o tensiune prin opunere de rezistență față de cursul firesc al trecerii obiectului respectiv prin fața mea. Și ca rezultat al acelei opuneri de rezistență și ca rezultat al acestei agățări, o emoție tinde să persiste minut după minut, oră după oră, eventual zi după zi sau săptămână după săptămână. Dar sunt oameni care sunt furioși sau în disconfort, nu o oră, nu o zi, ci săptămâni întregi. Și este, înțeleg că este greu de acceptat faptul că acea stare neplăcută persistă fiindcă noi ne agățăm de ea, dar totuși acceptarea acestui fapt ne apropie de înțelegerea corectă a mecanismului și a relației noastre cu acel tip de energie și odată cu această apropiere putem să ne agățăm mai puțin și în felul acesta furia sau disconfortul să nu mai dureze săptămâni întregi, nici zile și nici ore și cel mult câteva minute.
O să fac la fel o mică pauză, că avem jumătate de oră, și să-mi spuneți dacă e clar până aici, când mai intrăm în câteva procese și idei și lucruri care ne sunt de folos. Bună seara, Mihaela, bună seara, Roxana, bună seara, Nicoleta, Gabriela, Lenuța. Mie îmi vine să plâng. Acum sau când experimentez o emoție. Salut, Lidia. Bună seara, Ileana. Mulțumesc și eu, Ana. Bun. Când experimentez o emoție, de regulă. Bine, mergem mai departe. Dacă în momentul în care experimentăm o emoție, ca să răspundem și la asta, ne vine să plângem, e foarte bine. Este foarte bine să plângi atunci când îți vine să plângi. Și o să mai spun o dată. Și ulterior o să și spun de ce am mai spus o dată. Deci este foarte bine să plângi, dacă îți vine să plângi, în momentul în care experimentezi o emoție. De ce este relevant să auzim asta? Fiindcă în mentalul colectiv sunt niște structuri foarte puternice care susțin băgatul sub preș al emoțiilor. Și la nivelul mentalului colectiv s-a încetățenit ideea că să plângi nu-i bine, să plângi nu-i sănătos, dacă plângi ești slab. Putem observa că suntem educați în direcția asta încă de mici, în momentul în care copilul îi vine să plângă, de cele mai multe ori părintele nu-i permite acest lucru. Acum, cu cărțile de parenting și cu noile recomandări, am observat că îi se mai permite copilului să plângă, dar în general încă este încetățenită ideea, păi, de ce plângi, nu mai plânge, că nu-i bine, ieși de acolo, da, din plânsul respectiv. Ideea este că dacă nouă ni vine să plângem și nu o facem, intrăm din nou pe mecanismele suprimării și reprimării, ceea ce va bloca fix eliberarea emoțională, va bloca fix curgerea firească a energiei. De aceea, oameni buni, dacă vă vine să plângeți, dați-vă voi să plângeți. Plânsul este o componentă firească a vieții. Acum, de multe ori, tot ceea ce am discutat până aici este înțeles, dar omul simte că îi lipsește practicalitatea. Adică am înțeles ideea, dar dacă aș închide live-ul aici, sunt convins că mulți dintre voi s-ar întreba, păi eu am înțeles așa ideea cu cei trei pași, stai puțin, care mai erau cei trei pași, că să conștientizez energia și în fizic, să nu mai suprim ca și până acum și să stau cu stare. Ok, interesant. Dar eu totuși cum fac asta și după aceea dacă mai trece ceva timp am și uitat ce am auzit aici și suntem din nou prinși în viața noastră de zi cu zi și nu se întâmplă mare lucru. De aceea, dacă intervine senzația că ar fi necesar să facem ceva practic, vă spun un lucru pe care îl putem face practic, și care este derivat din ceea ce numim metoda Sedona. Metoda Sedona este o metodă inventată de cineva, acest cineva având numele de Lester Levinson și fiind mai departe promovat astăzi în lume de mai mulți oameni, de mai mulți facilitatori sau trainer sau coach, tocmai pentru a ne ajuta să eliberăm emoțiile negative. Și metoda Sedona este o metodă care funcționează prin întrebări și răspunsuri. Aceste întrebări și răspunsuri fie ne pot fi adresate
Întrebările ne pot fi adresate de către cineva și noi să răspundem la acele întrebări sau ne putem adresa întrebările noi înșine pentru noi. Și există o sumedenie de întrebări, însă sunt patru de bază pe care o să le împărtășesc astăzi cu tine și tu le poți aplica în viața ta. Zicem că ești furios, tot iau exemplul furii, te-ai înfuriat. Ai devenit conștient de faptul că ești furios, ăsta e un pas important. Și îți amintești că ai auzit tu într-un live pe Facebook la care ai participat despre niște întrebări și începi să ți le adresezi. Și prima întrebare spune așa, pot eu să-i spun un bun venit acestei furii? Și după ce ți-ai adresat întrebarea, tot ce ai de făcut este să răspunzi sincer la întrebarea respectivă. Fie că răspunsul este da, nu, poate, nu știu, habar n-am, ce prostie de întrebare, am uitat să cumpăr cartofi aseară, dar la un moment dat, dacă un anume gând apare în minte după ce am lăsit întrebarea și acel gând nu ni se pare că n-are nicio legătură cu subiectul, ne dăm voie să verbalizăm acel ceva. Dar intenția noastră de fundal este aceea de a răspunde sincer la întrebare și la tot setul de întrebări. Mai apoi, după ce ne-am adresat această primă întrebare, ne adresăm pe a doua din set, care spune, aș putea să renunț pentru o clipă la a vrea să controlez această furie? Și la fel, răspundem sincer, cu oricare ar fi acel răspuns. A treia întrebare este, o să o fac? Adică, ce să fac? O să renunț la a vrea să controlez această furie? Și a patra întrebare este, când? Și din nou răspundem sincer. Tot ce avem de făcut este să trecem ciclic prin aceste patru întrebări până când simțim cum furia a plecat de tot, s-a redus în intensitate sau are aceeași intensitate, dar s-a modificat relația noastră cu furia. Fiindcă noi avem o relație cu emoția. Da? Relație care poate fi una lipsită de armonie, fix așa cum relația cu un om poate fi lipsită de armonie, sau poate fi o relație armonioasă, fix așa cum relația cu un om poate fi o relație armonioasă. Ei bine, atunci când nu ne mai dorim să controlăm emoția, nu mai vrem să o modificăm în vreun fel, o acceptăm fix așa cum este și o trăim la modul cel mai total și de plin posibil fix așa cum este, în acel moment ne-am armonizat relația cu emoția, cedăm dorința noastră de a ne agăța de ea și în felul acesta ea își poate urma cursul. O astfel de practică este incredibil de utilă pentru orice om interesat de evoluție în general, dar și pentru studentul spiritual în particular, fiindcă cu un emoțional încărcat, există acel corp emoțional de care poate mulți dintre cei prezenți ați auzit, cu un emoțional încărcat ne va fi foarte greu să evoluăm, fiindcă nu vedem lucrurile clar. Emoționalul perturbă și distorsionează și de aceea fiecare emoție cedată, fiecare emoție eliberată, fiecare emoție care tinde să primească eticheta de negativ, da? Eliberată sau cedată, ne apropie sau poate fi considerat ca fiind încă un pas în direcția progresului. Deci pentru cine simte nevoia de ceva practic, rețineți aceste patru întrebări. Pot să-i spun un bun venit emoții? Pot să renunț la vrea să o controlez în un fel? O să o fac? Când? Pot să-i spun un bun venit? Pot să renunț la vrea să o controlez? O să o fac? Când? Pot să-i spun un bun venit? Pot să renunț la vrea să o controlez? O să o fac? Când? Am repetat de trei ori în așa fel încât să se înțeleagă că e necesar o repetiție. Ce am observat că fac mulți oameni este că aud recomandarea, au înțeles cum anume putem să facem acest ceva practic, dar se apucă. Când se apucă, o fac o dată, de două, de maxim trei ori, după care se opresc. Nu. Dă-ți voie, dacă ești genul care vrea neapărat un interval de timp, dă-ți voie să o faci pentru 10 minute.
Nu sunt de fiecare dată necesare fix 10 minute. Uneori poate fi suficient un minut. De aceea, recomandarea generală spune că dă-ți voie să treci prin întrebări în raport cu emoția negativă până când simți că s-a redus în intensitate sau ai o relație diferită cu emoția respectivă. Și cu precizarea că orice răspuns este în regulă, este corect la întrebarea adresată, nu există răspuns corect sau greșit. Și orice răspuns e în regulă, atât timp cât este cel sincer. Toată povestea cu întrebările acestea și partea aceasta de practicalitate este pentru cine simte că are nevoie de componenta aceasta a practicalității. Da? Că de altfel, dacă ne permitem ca în momentul în care apare o emoție să ne amintim că ea este o energie non-materială care are un efect la nivel material, la nivelul trupului fizic. Conștientizăm ce vrem să facem, în ce direcție mergem cu suprimarea. Că fie că vrem să pornim televizorul, să mâncăm ceva, să consumăm alcool, să vorbim cu cineva, ne oprim, nu facem lucrul respectiv. Și ne dăm voie să stăm cu emoția un anume timp, doar observând-o, ea firesc se evaporă. Dar pentru cine simte necesitatea practicalității, cele patru întrebări pot fi de folos. Acum, o să vă recomand să scrieți întrebări în secțiunea de comentarii, dacă există astfel de întrebări sau neclarități la care o să răspund cu mare drag. Să dați un like și un share acestei transmisii live, share în cazul în care considerați că ar putea și altcineva beneficia dacă vede ceea ce povestim aici și un like ca să fac și eu recensământul cine a fost prezent. Și să vedem întrebări dacă sunt și mai continuăm ulterior cu câteva idei. Bun, rugăciunea ajută, ajută și rugăciunea. Ori de câte ori experimentez emoții negative și acestea mă epuizează, îmi dau seama uneori că e mai plăcut să-mi plâng de milă decât să-i eliberez starea respectivă. Aici, Daniel aduce în discuție un subiect interesant, care merită și el conștientizat în discuția despre emoții, și anume faptul că uneori însă și emoția negativă pe care o experimentăm constituie un soi de drog. În sensul că este mai dificil de acceptat lucrul ăsta, dar asta nu înseamnă că nu merită să ne invităm înspre a-l accepta. Ajungem să extragem plăcere din experimentarea emoțiilor negative uneori. Este vorba de acest plâns de milă despre care vorbește Daniela în comentarii. Și uneori omului îi place să fie în ceea ce psihologii numesc postura de victimă, da? Și să extragă plăcere din suferința respectivă emoțională. Și odată cu extrasul acesta al plăcerii, de fapt, inconștient, el să se mențină cumva într-o anumită măsură atașat de acea energie emoțională și tocmai de asta să nu-i dea drumul. Este util aducerea în discuție acestui aspect. Spuneam și la începutul transmisiei, faptul că a considerat despre emoții că sunt negative sau pozitive nu este neapărat un lucru care prezintă mare utilitate. Dar am folosit sintagma emoții negative, atât pe parcursul acestui live, cât și în titlul, atunci când am indicat înspre tema despre care o să discutăm astăzi, ca să fie foarte clar la ce anume facem referire. De altfel, emoția este pur și simplu o energie care prezintă o anumită vibrație, vibrează într-un fel anume. Că e negativ, că e pozitiv, este mai puțin relevant,
relevant este să ne dăm voie să antrenăm o astfel de relație armonioasă cu emoțiile. Uite, o să iau un exemplu și o să vă povestesc că văd că apar întrebări, o să răspund cu mare drag la ele. O să iau exemplu personal și o să vă spun că în 2015, au trecut 9 ani de atunci, am început pentru prima dată să fac astfel de transmisii live pe Facebook sau în diverse alte contexte. Între timp le-am mai întrerupt, le-am reluat, am făcut tot felul de alte activități, au apărut și alte proiecte. Însă îmi amintesc cum la momentul respectiv, atunci când eram pus în postura aceasta de a transmite un mesaj, erau experimentate foarte multe emoții. Și tot ceea ce v-am descris astăzi, am făcut eu la rândul meu și pe mine m-a ajutat să nu mai am nicio emoție astăzi, în momentul în care vorbesc în fața camerei, în cadrul unei transmisii live și interacționez cu voi. De aceea știu cum a ajutat pe mine și cum funcționează și fără să vreau să oblig pe cineva să facă într-un fel anume, simt să las aceste informații aici, fiindcă pentru cine este pregătit și pentru cine își dorește o relație mai armonioasă cu emoția și pentru cine își dorește să nu se mai agațe de emoțiile negative și să le permită astfel să curgă firesc spre evaporare, toate informațiile acestea se pot dovedi de un real folos. Da? Și sunt convins de fiecare dată că fiecare tip de informație ajunge fix la momentul potrivit la cine este potrivit să interacționeze cu tipul respectiv de informații. Hai să vedem întrebările și mai scrieți dacă sunt și altele. Funcționează și pentru persoanele frustrate? Păi fix pentru persoanele frustrate funcționează. Da? Frustrarea este la rândul ei un tip de emoție. În momentul în care conștientizăm că suntem frustrați, putem să intrăm în procesul care arată așa cum a fost descris. Poți să-i spun un bun venit frustrării? Păi nu prea pot. Uite, o să exersez și niște răspunsuri sincere, probabile. Da? Nu prea pot, că nu-mi place. Aș putea să renunț la vrea să controlez frustrarea aceasta? Nu prea, că eu vreau să o controlez, fiindcă vreau să nu mai fiu frustrat. O să o fac? Poate că o să o fac cândva. Când? Habar n-am. Și mergem mai departe. Pot să-i spun un bun venit acestei frustrări? Păi, parcă aș putea, dar doar foarte puțin. Doar foarte puțin. 1% pot să-i spun un bun venit. Aș putea să renunț la mai vrea să controlez frustrarea? Nu. Să renunț la vrea să o controlez? Tot nu pot, fiindcă aș vrea să nu mai fiu frustrat. O să o fac? Poate o să o fac. Când? Habar n-am. Pot să-i spun un bun venit acestei frustrări, dar deci tot așa trecem prin procesul acesta și este un fel de, poate fi considerat pentru cei dintre voi care sunteți familiarizați cu ideea de coaching, poate fi considerat un fel de auto-coaching. Da? Cu condiția, și insist pe aspectul ăsta, să răspundeți sincer la întrebări, fiindcă am observat în mod repetat cum răspunsul nesincer la întrebări nu vine cu beneficii. Este relevant să răspundem sincer. Deci da, funcționează și pentru persoanele frustrate. Emoția este o reacție la un context. Cum se schimbă contextul dacă eu eliberez emoția? Situația negativă e tot acolo. Exemplu, se ceartă doi oameni, eu mă enervez, eliberez emoția, dar cealaltă lor rămâne. Ideea este că e relevant să plecăm dinspre ceea ce ține de noi la o primă mână. Da? Iar ceea ce ține de noi la o primă mână este posibilitatea de a le permite emoțiilor pe care noi le experimentăm
să curgă spre evaporare. Atunci când vine vorba de context, unul precum cel descris de către tine, Daniela, ar fi util și să ne întrebăm de ce am vrea noi, ca oamenii respectivi, să nu se mai certe, de ce anume ne aflăm într-o postură a neacceptării față de cearta acelor oameni, ne impactează pe noi în mod direct sau nu. Putem ca măcar pentru câteva minute să observăm dintr-o postură mai apropiată de cea de observator cearta respectivă sau nu, care sunt gândurile de care ne-am atașat în raport cu acel ceva, de ce anume îl vrem schimbat și așa mai departe. Da? Cu alte cuvinte, ceea ce ne-am propus noi pentru întâlnirea din seara aceasta este, într-o primă fază, cum anume facem cu emoțiile astea care tind să primească eticheta de negativ, cum anume ne raportăm la ele. Ulterior, după ce ne-am liniștit emoțional, după ce vedem că ne iese aspectul acesta, putem să discutăm mult mai eficient și dacă armonia noastră emoțională schimbă în vreun fel contextele sau nu. Dar aceasta este o cu totul altă discuție pe care poate o să o abordăm pe viitor. Bună seara, Petruța! Cum pot opri emoția de îndrăgostire de la cineva? Cum pot face să nu mă mai gândesc la cineva care mi-a adus suferință? Cum practic detașare? Este util să te uiți pe pagina mea de Facebook, fiindcă acum 3 săptămâni am făcut un live în care am discutat despre cum cedezi atașamentul. Și acolo, dacă urmărești acea transmisie, răspunde în clar la cum anume practici detașarea, da? Deci este răspunsul pe larg acolo. Referitor la emoția de îndrăgostire, dacă într-adevăr decidem cu sinceritate că nu mai vrem să experimentăm, și ei putem să-i permitem să plece, exact așa cum îi putem permite să plece furiei, exact așa cum îi putem permite să plece fricii sau oricărei alte emoții. Adică devenim conștienți de ea, nu o mai suprimăm, și ne dăm voie să o simțim din intenția eliberării sau aplicăm cele patru întrebări pe ea până când simțim că este redus în intensitate sau s-a schimbat relația noastră în raport cu ea. Și acestea au fost răspunsurile. Ușor, ușor ne apropiem de final în măsura în care nu mai sunt întrebări. Lucrurile merg mult mai profund decât am discutat noi aici, însă intenția mea este să păstrez pe cât posibil nivelul discuțiilor purtate aici, în așa fel încât să poată fi înțelese de cât mai multă lume. Nu mi-iese tot timpul aspectul ăsta, da? Dar intenția aceasta este, și dacă vorbim de emoție, e ceva destul de concret, să zicem, în așa fel încât discuția să poată să aibă un grad mare de înțelegere și practicalitate, ceea ce sper că are. Deci eu sper ca după participarea la acest live, fiecare dintre voi cei prezenți, atunci când vă întâlniți cu o emoție, să puteți pune în practică cele auzite aici și, repet, să vedeți cum funcționează pentru voi. Da? Nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, repet, ci doar să vedeți cum aceste recomandări funcționează sau nu funcționează în cazul vostru. În cazul meu și în cazul multor alți oameni, ele au funcționat într-o direcție pozitivă, să zic așa. Acum am intrat. Bun, cum gestionăm frustrarea să nu ajungă furie? Mulțumesc. Am răspuns deja. Fix despre asta am vorbit, da? În toată întâlnirea noastră de astăzi.
Eu îți recomand să revezi înregistrarea, dacă rămâne. Înregistrările acestea sunt publicate atât pe canalul meu de YouTube, deci dacă căutați pe YouTube Cosmin Constantin Câmpanu, o să găsiți înregistrarea și pe YouTube și ea rămâne implicit, rămâne înregistrarea și pe această pagină de Facebook unde au loc live-urile. Și ora am modificat-o puțin, dar văd că am reușit să ne găsim. Da, o să începem la 19 și 15, cred, în săptămânile viitoare, dar oricum înainte să anunț live-ul, anunț și ora. Bun, atunci cam asta a fost pentru astăzi. Repet, există multiple niveluri pe care putem discuta și poate nivelurile mai profunde o să le abordăm pe viitor. Pentru început, spor la pune în aplicare ceea ce ai auzit astăzi aici ca să vezi cum funcționează sau nu pentru tine. Îți mulțumesc că ai participat. Îți mulțumesc și pentru dialog. Vă mulțumesc și celor care au dat share, văd că sunt 9 oameni care au dat share, sunt și 46 de like-uri. A fost o plăcere pentru mine, sper că v-am fost de folos. Vă doresc o seară în armonie și o săptămână în armonie cu totul, până marțea viitoare când ne auzim din nou. Toate cele bune, pe curând!